domnul deputat Petre Florin Manole este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule deputat, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc. Cu doar 10 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, IMAS prezintă rezultatele unui sondaj cel puțin surprinzător, aș spune eu. Klaus Iohannis conduce detașat potrivit sondajului cu 45%. Surpriza este pe locul 2, Mircea Diaconu, candidatul pro-România ALDE, cu 16,7%, iar Viorica Dăncilă se află pe locul 3 cu 15,1%, urmată de Dan Barna și Teodor Paleologu. Cum vi se par aceste cifre? Corespund cu rezultatele cu sondajelor interne din PSD? Strict sociologic, mi-e greu să fac vreun comentariu, pentru că nefiind din domeniu și nefiind de profesie sociolog, nu sunt în măsură să critic eu munca unor sociologi. Pot însă să spun că există câteva lucruri certe. Primul dintre ele este că e o campanie destul de anostă, că aproape inexistentă. Aproape inexistentă, da. Nu există încă dezbateri între candidați. Ceea ce vreau să spun cu asta este că eu cred că ultima săptămână de campanie va fi extrem de influentă în rezultatul final, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că la aceste alegeri, ca și la alegerile anterioare de la Parlamentul, pentru Parlamentul European, tema principală și care a influențat rezultatele de atunci a fost participarea la vot. Dacă ne uităm, PSD nu a pierdut foarte multe voturi, dar prezența foarte mare a făcut ca portofoliul PSD să reprezinte un procent mai mic. Ei bine, cred că rezultatele atât al domnului Klaus Iohannis, cât și al doamnei Dăncilă și a celorlalți contracandidați va fi foarte influențat de prezență. Dacă... Credeți că va fi mult mai mare prezența anul ăsta la prezidențiale? Nu cred că va fi mai mare, eu bănuiesc că va fi mai mică. De ce? Pentru că eu cred că prezența la alegerile europarlamentare a fost masiv influențată de referendumul pentru justiție. Referendumul pentru justiție a produs un lucru concret în sensul nu unei interdicții, dar a unui mesaj extrem de clar referitor la eventuala emitere de ordonanțe de urgență pe justiție, asta fiind o temă interzisă deja în spațiul public și politic românesc, dar tot restul discuțiilor despre referendum s-au dovedit inutile și fără un impact în practică, în viața reală, în legislație sau știu oriunde altundeva. Da, e nu bine, s-a schimbat nimic după rezultate. Cred că asta a produs o dezamăgire pentru cei care au venit și au participat la alegeri exclusiv pentru referendum sau în primul rând pentru referendum și cred că acei oameni nu vor mai fi la fel de motivați și vor fi dezamăgiți. Vor sancționa partidele care au susținut referendumul? Cred că vor sancționa prin neparticipare. Cred că va fi o participare deci mai mică decât la europene. Pe o participare mai mică, și asta este ultimul meu punct, cred că va conta foarte mult mobilizarea pe care o vor face structurile organizatorice din spatele fiecărui candidat. Motiv pentru care cred că aceia dintre candidați care au în spate structuri organizatorice importante vor avea un număr de procente mai mare sau mai mic în plus față de ce vedem din sondaje. Și aici, după părerea mea, structurile de campanie din spatele domnului Diaconu sunt, după opinia mea, modeste, ca să nu zic aproape inexistente. ALDE e în mare pierdere de viteză și asta este evident pentru toată lumea. Pro-România nu cred că a făcut progrese semnificative de la momentul europarlamentarilor până astăzi. Așadar, cei doi candidați care contează real vor fi, în opinia mea, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, iar domnul Barna cred că va avea un scor foarte mic, mai mic decât cel din sondaje, pentru că eu cred că electoratul USR
este foarte dezamăgit și este pe drept foarte dezamăgit de temele gestiunii defectuoase a proiectelor pe fonduri europene. Nu știu și nu sunt în situația, da, nu știu și nu sunt în situația de a mă exprima pe legalitatea acelor aspecte și cred că politicienii trebuie să fie prudenți în a pune vinovății sau nevinovății, dar din punct de vedere etic și moral, cred că pentru oricine dintre oamenii care ne privesc sau oamenii pe care îi putem întreba pe stradă, ați angaja rudele pe fonduri europene sau pe orice fel de alte fonduri publice este în complet, în complet contrast cu un discurs public de albă ca zăpada pe care încearcă să-l aibă liderul USR și întregul partid. Dar cum arată Viorica Dăncilă în sondajele din PSD, în sondajele interne? Vedem, în sondajul IMAS este pe locul 3 după Mircea Diaconu. În sondajele interne, cum arată? După cunoștințele mele, doamna Dăncilă va lua scorul partidului. Și eu cred că scorul partidului este și va fi peste 25%. Cred că va fi o mobilizare foarte mare a electoratului PSD, atât cel de la europene, cât și cel care nu a venit pentru noi la europene. Pentru că aceia dintre votanții PSD care poate ne-au dat un mesaj negativ și o sancțiune pentru că nu am îndeplinit unele sau altele dintre așteptările lor, văd acum care este alternativa la PSD. Și anume o situație de instabilitate totală, o situație marcată de mesaje publice foarte severe și anume mesajele domnului Câțu, de exemplu, propus ministrul liberal la finanțe împotriva bugetarilor. Eu nu cred că bugetarii se simt bine în pielea lor atunci când îl ascultă pe domnul Câțu și când au în față perspectiva domnului Câțu, nu ca emitent de mesaje, dar ca ministru de finanțe. Domnul Câțu a fost foarte clar în legătură cu necesitatea, după opinia sa, de a reduce aparatul bugetar și de a da oameni afară. Pe de altă parte, nu cred că sunt foarte fericiți aceia dintre tinerii alegători care, de exemplu, lucrează în domeniul IT și pentru care a fost evident în repetate rânduri că PNL a dat niște mesaje clare de eliminarea, de eliminarea acelei facilități pe care o are industria IT de ani de zile, de peste, cred că peste 15 ani de zile, o facilitate care a făcut ca industria asta să fie, dacă nu mă înșel, a doua sursă de venituri pentru a doua dintre motoarele industriale pe care le are România. Ei bine, astea sunt doar două exemple. Ar mai putea fi și altele și eu cred că toți cei care văd această, în ghilimele, alternativă la Partidul Social Democrat înțeleg că, de fapt, e foarte probabil ca Partidul Social Democrat să rămână în arhitectura parlamentară în următorul an și pe perioada campaniei electorale de la prezidențiale, ultimul bastion în legătură cu apărarea unor drepturi deja câștigate. Pentru salariați, de la salariu minim până la salariu în construcții, pentru pensionari, pentru tineri și așa mai departe. Sondajul IMAS mai spune așa, că dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PNL ar strânge 29,6%, urmat de PSD cu 21% și USR, bineînțeles, 16%, Pro-România 10%. Este o posibilă, o alianță Pro-România-PSD pentru alegerile parlamentare de anul viitor? Vedem, Pro-România are 10%, PSD-ul are 21%. Practic s-ar putea contura o majoritate parlamentară pe cele două partide la parlamentare? Sau teoretic PSD posibil este, merge în opoziție? Teoretic posibil este în politică orice. Și pentru un om care privește atent scena politică de mai mulți ani, amintirea alianței PSD-PDL din 2009 ne arată că nu există limite sau ele sunt foarte largi în legătură cu potențialul de alianțe. Asta strict la nivel teoretic. Deci,
până la urmă în politică chiar merge deci expresia niciodată să nu spui niciodată. Însă, din punctul meu de vedere, nimeni din PSD nu se gândește acum la asta și nu ia acest lucru în calcul. Din simplu motiv că există alte priorități, cu totul și cu totul alte priorități. Turul întâi de la prezidențiale, apoi campania pentru turul 2, pentru că turul 2 va fi cu certitudine o luptă între Klaus Iohannis și PNL pe de-o parte și Viorica Dăncilă și PSD pe de altă parte. După aceea, gestionarea situației post-alegeri prezidențiale, perspectiva alegerilor locale și abia după aceea eventuale colaborări, parteneriate, pe de altă parte, tot la fel de sincer și onest, trebuie să spunem că doar dacă ne uităm la felul în care arată Parlamentul României astăzi, adică foarte fragmentat, cu multe formațiuni politice și cu multe combinații necesare pentru a alcătui majorități, ei bine, o să vedem în următorul an și două luni cât au mai rămas până la alegerile parlamentare, foarte multe momente când diferite partide politice, inclusiv PSD, vor vota alături de alte partide politice pentru diferite legi, de la legea bugetului, pro sau contra, până la legi organice din domeniul muncii sau legi care nu sunt organice și care au nevoie de o majoritate simplă. Deci, cred că foarte multe lucruri sunt posibile în anul următor. Luni se dă votul pentru votul de investire pentru guvernul Ludovic Orban. Nu cred că se dă votul. E programat să se este dea programat, votul luni, dar se dă ce? Doar în anumite condiții procedurale. Principala condiție procedurală este un quorum. Și nu credeți că se va stabili quorumul? Adică... Teoretic este foarte posibil, pentru că dacă vin în Parlament toți cei care au votat pentru moțiunea de cenzură, numărul este suficient. Practic, cred că este puțin probabil și spun asta strict uitându-mă și ascultând și luând în considerare ceea ce au spus liderii partidelor politice parlamentare în ultimele săptămâni. Păi Pro-România a zis că nu va vota, ceea ce înseamnă 29 de deputați, nu știu câți senatori. Că a zis Victor Ponta. Acum, că... Da, eu consider că Victor Ponta este cea mai legitimă voce pentru Pro-România, mai ales în Parlamentul Românesc. Sigur, există voci ale Pro-România și în Parlamentul European. Acolo poate aș asculta mai mult. Am văzut, spre exemplu, mult... că Tudose are o altă opinie. Da? Și mai avem pe Daniel Constantin, care are o altă opinie. Nu știu, până la urmă nici nu vreau să speculez eu despre ce se întâmplă în Curtea Pro-România, este strict treaba lor, eu spun doar că l-am văzut pe liderul Pro-România spunând ceva. Acum, că se va răzgândi sau nu, ce se va întâmpla în următoarele zile, în ce măsură există sau nu o disciplină de grup acolo, sunt lucruri pe care nu le cunosc și despre care nu pot să speculez. Dar dacă nu, ok, nu se va face luni votul, ce se întâmplă? Adică se va stabili quorumul? Mergem se la va nesfârșit face, cu nu. La guvern? Nesfârșit, nu. Se va face strict procedural un birou permanent reunit al celor două camere, se va stabili un nou calendar și se va mai încerca odată să se îndeplinească aceste condiții procedurale. Putem să ducem chestiunea aceasta până după alegeri sau? Nu depinde procedural de noi. Procedural vorbind. Teoretic se poate întinde mai mult timp. Practic este ceva ce cade în sarcina noii majorități parlamentare, care este făcută din toți ceilalți, mai puțin Partidul Social Democrat. Așadar, care a anunțat că nu vine la... Nu, noi nu putem să votăm din foarte multe motive, și obiective și subiective. Motivele obiective, dacă vreți, vă spun foarte repede. Uitați-vă doar la audierea ministrului dezvoltării. A fost un dezastru. Ministrul culturii, chiar dacă a obținut voturile, pentru că acolo era o altă majoritate, a fost un dezastru. Noi am încercat să avem o atitudine echilibrată în Parlament în această săptămână pe audierile miniștrilor. Și dacă vă uitați în comisii în care avem majoritatea, candidați cu atitudine decentă, din punct de vedere profesional,
au obținut voturile. Dar au fost doar trei candidați care acolo nu au trecut de vot. Unde însă a fost un dezastru, nu puteam gira și până la urmă e vorba de subiecte extrem de sensibile, de teme, de domenii extrem de sensibile, finanțe și dezvoltare, ca să enumăr numai două dintre ele. Păi, aproape jumătate din activitatea guvernamentală, dacă nu și mai bine, se va învârti în jurul acestor domenii. E bine, noi nu putem să girăm așa ceva. Domnul Câțu este omul care e irresponsabil, fiind a spus de nenumărate ori că România nu mai are bani de pensii și salarii. A indus asta o stare de spirit negativă în societate și uitați-vă, suntem la 3 ani după de la începutul guvernării, acestei guvernări din acest ciclu electoral, niciodată, dar niciodată n-a fost vreo singură sincopă în asigurarea acestor obligații ale statului, plata pensiilor și salariilor. Deci, dacă la început, să zicem că specula pe niște informații eventual false, acum putem să spunem că în mod clar a mințit, ceea ce... Dar reacția lui Teodorovici cum vi s-a părut din comisie? Cum să spun eu despre o reacție a unui coleg cu care nu sunt de acord cu reacția, dar să încerc să fiu și diplomat un pic. A fost neadecvat. A fost poate chiar regretabilă. Cred că e o poziție ea nu a fost conform partidului, conform partidului? Absolut deloc. Este în marja de libertate de exprimare a oricărui parlamentar, pe care însă și-o și asumă. Adică nu răspundem noi. Eu nu sunt de acord cu genul ăla de declarație. Nu prea și-o asumă, că dânsul nu mai recunoaște. Asta e treaba domniei sale. Eu cred însă că în economia acelei audieri nu era necesară absolut deloc o astfel de remarcă. Ar trebui sancționat, nu știu, să se impună o anumită sancțiune? Nu știu, eu cred că întotdeauna când e vorba de... Nu putem încuraja în mod clar o atitudine, absolut, de, absolut. Cel puțin din partea unui parlamentar. Absolut. După părerea mea, principala sancțiune pe care o poate primi un politician este din partea societății, de la cetățeni până la, de exemplu, mass media. Și eu cred că oricine a greșit în ultima perioadă, sau probabil întotdeauna în politica românească, a plătit cumva. Au fost foarte multe cazuri de exprimări nepotrivite sau excesive și nu cred că e vreuna sau nu cred că sunt multe care să fi scăpat nesancționate public. Și până la urmă, asta cred că este cel mai important, cel mai îngrijorător și cel mai usturător mod de a fi sancționat pentru un politician, și anume ceea ce îți vine din partea societății. Revin la învestirea guvernului Ludovic Orban. Spuneți dumneavoastră că s-ar putea prelungi acest termen. Dacă totuși se îndeplinește cvorumul, credeți că va trece această moțiune? Nu va trece? Vă așteptați la surprize? Au fost moțiune, investirea guvernului. Au fost la moțiune câteva surprize din partea unor parlamentari PSD care au votat și mi-amintesc aici doar un nume îmi vine în minte, domnul Gabriel Petrea, care era de altfel și liderul Tineretului Social-Democrat. Deci se așteaptă PSD la surprize și de această dată, la votul pe investire? Nu, dar încă o dată, deja ce se întâmplă cu guvernul Orban e treaba lui Ludovic Orban, lui Traian Băsescu, lui Dan Barna, lui Kelemen Hunor, lui Victor Ponta, celor din grupul minorităților, adică a tuturor celor care au adus lucrurile în acest moment politic. E treaba lor. Treaba noastră a Partidului Social Democrat este, așa cum vă spuneam, să apărăm toate drepturile și toate realizările pe care le-am avut în ultimii 3 ani de zile. Dar este pregătit PSD să treacă în opoziție? PSD este în opoziție deja, pentru că nemai având o majoritate care să ne susțină guvernul, suntem, din punct de vedere aritmetic, tehnic, oricum vreți, în opoziție. Deși la cameră încă mai sunteți majoritar, nu? Și la cameră nu mai sunteți? PSD are undeva la 130 de parlamentari, dacă nu mă înșel, în Camera Deputaților. Majoritatea necesară ar fi de 165, pe care deci nu o îndeplinim. Nu îndeplinim și nici la Senat.
La Senat lucrurile stau ceva mai bine. Cred că la Senat există majoritate sau dacă nu suntem aproape de a avea o majoritate. Nu știu exact cifrele de la Senat. La un moment dat erau aproape 70 de senatori PSD. Nu știu ce s-a mai întâmplat între timp. Dar nu, lucrurile sunt clare. Noi suntem în opoziție și, așa cum spuneam, noi jucăm în apărare acum. Pur și simplu. Asta e tot. Da? Adică de câte ori o să vedeți o sincopă a guvernului care va veni în legătură cu aplicarea legii salarizării și cu termenele pe care noi le-am stabilit deja în lege. Noi nu vom da votul și ne vom opune și vom face tot ce putem și procedural să împiedicăm să se rateze țintele alea care sunt în favoarea cetățenilor. De câte ori va exista o încercare a liberalilor de a afecta ceea ce am stabilit prin legea pensiilor, noi ne vom opune. Asta este ceea ce vom face noi. Vom juca în defensivă, vom vrea și vom face tot posibilul să apărăm absolut toate punctele pe care le-am realizat și vom sancționa orice eventuală sincopă. Numai uitați-vă la un subiect. Industria auto e o industrie extrem de importantă pentru România. Pentru buget, din punct de vedere social, creează locuri de muncă și așa mai departe. Nu e nimic despre subiectul ăsta în programul de guvernare al PNL. Nu e nimic despre cum ar vrea să sprijine sau să continue sprijinul pentru industria asta sau să vină cu alte idei. Mai sunt și alte subiecte pe care putem vorbi, dar asta este. Dar pe ansamblu, cum vi se pare acest program de guvernare a liberalilor? Au măsuri austere? Cum? În primul rând, e o fițuică. De ce? Sunt cantitativ, ca să o luăm. Există ca în științe. Există o evaluare cantitativă și o evaluare calitativă a unui astfel de document, de exemplu. Pe de o parte, dacă comparăm programul de guvernare PSD, care detalia o grămadă de lucruri, care punea termene, în programul de guvernare PSD ți se spunea în mod clar de la decembrie 2016 care este traiectoria, ce se va întâmpla cu salariul minim pe economie, cu cât și când crește, ce se întâmplă cu anumite impozite, cu cât și când scad, ce se întâmplă cu pensiile, ce se întâmplă cu anumite investiții. Evident, au fost și acolo niște întârzieri în unele cazuri. Sigur că da. Dar lucrurile s-au întâmplat în mare măsură în felul respectiv. Inclusiv cu predicțiile pe creștere economică. Dacă ne uităm dincoace, care este termenul de creștere a salariului minim? Păi nu. Nu e. Pentru că, să vă spun ceva, creșterea salariului minim este o necesitate ca să ajungi cât mai aproape de, sau măcar să încerci să te apropii de nivelul mediu european sau de coșul pentru trai decent. Ce se întâmplă aici? Nu știm. Ce se va întâmpla cu pensiile? Sunt liberalii aliații creșterii pensiilor? Eu nu cred. Sau cel puțin avem toate motivele să fim sceptici. Putem să păstrăm pensiile la nivelul actual? Noi am făcut un calendar de creștere. Asta ar trebui să se întâmple. Ei bine, ei nici nu au o perioadă foarte îndelungată de timp. Adică ei au până la alegerile parlamentare. De aia și programul poate e ceva mai subțirel. Cred că trebuie să oferi un program de guvernare, trebuie să ofere și o viziune și o perspectivă. Programul de guvernare PSD din decembrie 2016 era nu se oprea, nu se, da, și nu se oprea în 2020. Inclusiv legea pensiilor pe care am stabilit atunci în 2016 că o vom face și pe care am făcut-o, nu zicea legea pensiilor ce se întâmplă doar până în 2020, ci ce se întâmplă și după aceea. Pentru că toată această convergență cu veniturile din Uniunea Europeană, cu venituri decente pentru oamenii din România, ca să nu mai fie nevoit să plece, cum se întâmplă cu cei din domeniul construcțiilor, de exemplu. E bine, toate lucrurile astea necesită timp. Noi nu ne imaginăm că vreun guvern poate să rezolve în 4 ani toate decalajele dintre România și Uniunea Europeană. Deci trebuie să existe o perspectivă mai amplă, mai largă, mai lungă. Nu există Nu există programul PNL. Dacă mi-o arată cineva de la Partidul Național Liberal, voi fi fericit să discut cu el despre ea, dar nu există. Pur și simplu. Apoi sunt și chestiuni un pic jenante totuși.
mai ales că am văzut ministra propusă pentru educație a vorbit foarte mult împotriva plagiatului. Păi ar fi trebuit să înceapă cu programul de guvernare al PNL, care plagiază niște fraze consistente din comunicate de presă ale guvernului, de exemplu, pe domeniul fonduri europene, pe domeniul IT, cred că mai era ceva. Eu sunt în Comisia de Muncă, deci nu sunt nici la una, nici la alta și nu sunt foarte sigur, dar domeniile astea erau în care noi am identificat deja niște plagiate și doamna Mânzatu și domnul Petrescu de la comunicații au și comunicat public spunând acolo există în programul de guvernare al PNL niște fraze copiate din ce am spus noi, dar copiate cuvânt cu cuvânt. Adică din comunicatele date comunicate de presă date de ministere sau programul de guvernare al PSD. Sunt lucruri, cum să zic, jenante, ca să folosesc un understatement, dar e furt poate pe față. Vor să continue ceea ce PSD avea de gând să facă. Și ar fi foarte bine dacă ar vrea să facă asta, dar ar fi frumos să și scrie acolo. Pentru că PSD a făcut bine la punctul 1, continuăm și noi acolo. Cu punctul 2. Nu ne deranjează, dar de fapt noi chiar ne temem că o să facă exact pe dos în anumite cazuri. Deci nu, nu e un program de guvernare pe care să te poți baza, sincer. Mi se pare... Plus că sunt niște eufemisme acolo. Evaluarea pentru spitale făcută de niște oameni care vin totuși din trunchiul de bază al Partidului Democrat Liberal, care a închis spitale sau a comasat și a făcut să dispară instituții sanitare, nu poți să ai încredere în ei. Cine își amintește, în 2012 România a ieșit în stradă împotriva eventualei privatizări din sănătate pe care o dorea Traian Băsescu. Deci, pe scurt, dacă am 2 minute, vă spun exact cum văd eu lucrurile. 2 minute mai și avem. Lucrurile arată exact așa. În realitate, Parlamentul României și clasa politică românească se polarizează. Avem pe de-o parte dreapta, uitați-vă că lângă PNL a venit PMP, a venit ALDE, a venit UDMR. Toate, de fapt, bine, în UDMR de... vine de regulă unde nu, UDMR este în PP, PMP este în Partidul Popularilor Europeni, PNL este în Partidul Popularilor Europeni, ALDE este fără casă, de-aia cred că se duce spre Partidul Popularilor Europeni. Deci avem pe de-o parte dreapta. Avem pe de cealaltă parte stânga, PSD și uneori când vrea să păstreze coerență ideologică și pro-România. Ei bine, ce înseamnă PPE, Partidul Popularilor Europeni și stânga europeană în Europa, dar și în România? Pentru că până la urmă se europenizează foarte mult politica națională, dacă ne uităm în ultimii ani. PPE înseamnă austeritate, înseamnă business-ul în centru și oamenii muncitorii la marginea interesului de partid. Stânga înseamnă în Europa peste tot o politică bazată pe creștere de salarii care să permită trai decent pentru muncitori și punerea în centru obiectivelor politice a celor care muncesc. Evident, nu în detrimentul firmelor, dar totuși nu cred că există nicăieri pe planetă firme care să prospere cu muncitori săraci care nu își permit să trăiască decent și care să nu poată să fie astfel productivi. Deci trebuie un echilibru în chestiunea asta. Ei bine, asta este, după părerea mea, tabloul larg al situației actuale. Da, sper să găsim echilibru în perioada următoare sau, cine știe, după alegeri, poate vom avea alte și alte surprize. Domnule Florin Manole, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Vă mulțumim!